Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest nou prilej de a fi în casa de rugăciune și de a ne bucura în rugăciunile noastre, în cântare și mai departe în învățătura Sfintei Scripturi. În cadrul acestei serii tematice intitulate Deprinderi Sfinte, pentru seara aceasta ne oprim la una dintre deprinderile fundamentale care trebuie să caracterizeze viața oricărui creștin, și anume deprinderea aceasta de a ierta, de a ierta pe cei care ne-au greșit. Nu de puține ori mi-a fost dat să aud oameni care spun, nu pot ierta. De multe ori întâlnim persoane care spun, mi-aduc aminte de rănile pe care mi le-a făcut, de jigniri, de ofense, și oricât m-aș strădui, parcă nu pot să trec peste acele episoade atât de neplăcute și care mi-au produs atâta amărăciune. Ce să fac ca să pot ierta? Ce să fac să pot depăși amintirile negative din trecutul meu? Ce să fac să îi pot privi cu ochi de dragoste creștină pe cei care știu clar că mi-au făcut rău? Toate acestea, dragii mei, sunt întrebări legitime, normale și chiar necesare, pe care trebuie să și le pună orice creștin. Pentru că, de la bun început, trebuie să precizez, nu se poate vorbi de o viață creștină liberă, nu se poate vorbi de o viață din belșug, cum a promis Domnul Iisus, că vom avea viață din belșug, dacă noi nu putem ierta. Ar fi suficient să nu putem ierta o singură persoană și lucrul acesta ar bloca, ar împiedica total relația noastră cu Dumnezeu. În cuvântul acesta pe care l-a scris Apostolul Pavel, el ne oferă și un reper, un reper desăvârșit, un reper la care mereu trebuie să ne raportăm atunci când este vorba de a lua niște decizii înțelepte. Reperul e Domnul Iisus, modelul lui. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Cum ne-a iertat pe noi Domnul Iisus? Domnul Iisus ne-a acordat o iertare totală. Și cunoașteți cuvântul din Scriptură care spune, sângele Lui vă curăță de orice păcat. Deci nu există vreun păcat pe care să nu-l poată ierta Dumnezeu. Când te-ai întors la Domnul Iisus, El ți-a iertat absolut toate păcatele tale. Nu a mai rămas acolo ceva despre care să zică Dumnezeu, aici nu știu dacă te-aș putea ierta. Ci El ne-a iertat absolut toate păcatele. O iertare totală. Înseamnă că și noi trebuie să acordăm o iertare totală semenilor noștri care ne-au greșit. Apoi, cum ne-a iertat Domnul Iisus? El ne-a iertat prin faptul că nu ne mai amintește greșelile noastre, păcatele noastre. E suficient să ne gândim la episodul acela cu ucenicul Petru, când Domnul Iisus, după învierea lui, se întâlnește cu ucenicul Petru, nu-i mai reproșează nimic, nu-i mai amintește de lepădarea lui Petru. Deci o iertare care nu mai amintește. Iertarea Domnului Iisus, de asemenea, este o iertare care ne cheamă la o viață nouă. Pentru că știți cum Domnul i-a zis acelei femei păcătoase, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Și femeia zice, nimeni, Doamne, nici eu nu te osândesc, du-te și nu mai păcătui. Deci, o iertare care ne cheamă la o viață nouă, adică să nu mai repetăm aceleași greșeli. Și iertarea Domnului Iisus, de asemenea, putem adăuga, este o iertare constantă. Adică mereu ne iartă, asta nu înseamnă că noi trebuie să abuzăm de bunătatea sau de harul lui Dumnezeu, dar este o realitate care face să funcționeze respirația noastră spirituală, pentru că Apostolul Ioan spunea copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. 1 Ioan, capitolul 2. Dar dacă cineva a păcătuit, deci Apostolul Ioan ia în calcul excepția, accidentul, neprevăzutul, deci dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Deci iertarea Domnului Iisus este constantă, înseamnă că și noi trebuie să iertăm într-un mod continuu.
El deci este reperul nostru. Și acum aș vrea să ne uităm puțin la câteva din toate aceste aspecte asupra felului în care ele se remarcă sau se manifestă în viața noastră. O iertare totală, o iertare care nu mai aduce aminte, o iertare care ne cheamă la o viață nouă, o iertare constantă. Oare putem și noi să iertăm în felul acesta? Este întrebarea spre care ne orientăm în seara aceasta. Chiar și oameni din lumea aceasta, oameni care nu neapărat au fost creștini, totuși au avut o măsură de înțelegere din partea lui Dumnezeu ca să-și dea seama de valoarea iertării. Iată aici câteva citate ale unor oameni care au înțeles cât de bună, cât de valoroasă, cât de necesară este iertarea. Iertarea nu schimbă trecutul, dar deschide larg perspectiva viitorului. Deci tu nu mai poți schimba trecutul tău, nu mai poți interveni acolo, dar iertând îți deschizi o amplă perspectivă a viitorului. Vei ști că iertarea a început să prindă rădăcini atunci când îți vei aminti de cei care te-au rănit și vei găsi puterea de a le dori binele. Culme spirituală putem spune că este aceasta. Să-ți amintești de ei, îți aduci aminte de ce ți-au făcut, pentru că nu suferim un fel de amnezie ca să uităm sau să se șteargă din memoria noastră anumite lucruri din istoricul vieții noastre. Ni le aducem aminte. Iertarea nu înseamnă neapărat că ți-ai șters din memorie ca și cum ai șterge dintr-un computer sau dintr-o bază de date anumite informații, că n-ai cum, ele sunt înregistrate acolo. Dar înseamnă că în ciuda faptului că ți-aduce aminte, ai puterea de a trece peste și de a le dori binele acelor oameni care ți-au făcut răul. Și iată un alt citat, cel slab nu poate ierta niciodată. Iertarea este atributul celor puternici. Și cred că noi suntem chemați să fim puternici în Duhul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dincolo de asemenea afirmații ale unor oameni care au reflectat la subiectul acesta al iertării, avem cuvântul desăvârșit al Mântuitorului, al Domnului Iisus. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Deci este clar pentru noi, încă de la începutul acestei lecții, că de măsura în care noi iertăm, depinde măsura în care ne iartă pe noi Dumnezeu. Dacă noi nu putem ierta pe semenii noștri, Biblia spune, nici Tatăl nostru cel Ceresc nu ne va ierta. Și dimpotrivă, reciproca, dacă noi iertăm, cu siguranță, este o promisiune, atunci și Tatăl nostru Ceresc ne va ierta. Asta este o lege din fundamentele creștinismului. Din păcate, legea aceasta a Harului nu este respectată de mulți. Mulți o ignoră sau nu îi acordă valoarea cuvenită. Se gândesc că se poate și fără a trăi în spiritul acestui principiu. Ce este iertarea? Poate că definirea ar fi de prisos. Fiecare dintre noi știm ce înseamnă iertarea. Deci a ierta înseamnă a grația sau a anula orice ofensă, jignire, datorie morală, spirituală, a renunța la orice pretenție. Și seara aceasta noi o să vedem ca răspuns la întrebările pe care le-am precizat la început, care sunt pașii spre iertare, spre această libertate duhovnicească de a nu ține pică pe cineva, de a nu ține ură, de a nu disprețui pe cineva, de a fi liber total de orice resentiment. Avem 5 pași. Mai întâi facem așa o prezentare de ansamblu și urmează ca să desfășurăm fiecare din acești pași, să vedem ce înseamnă concret, cum se pot aplica la viața noastră, pentru că scopul nostru, frați și surori, nu este doar ca să avem niște prezentări teoretice a unor subiecte din Scriptură, ci scopul nostru este să vedem cum intersectează aceste teme viața noastră, cum ne raportăm noi la acest cuvânt al lui Dumnezeu, în ce măsură reușim sau nu să împlinim acest cuvânt al lui Dumnezeu. O să vedem așadar că
Un prim pas este să înțelegem că iertarea este o poruncă și nu o opțiune. Apoi, un alt pas, să ne dăm seama că iertarea adevărată nu are limite, nu se oprește la o anumită limită. Un al treilea pas, să acceptăm dezlegarea pe care o aduce iertarea, pentru că iertarea ne dezleagă. Un al patrulea pas, să admitem realitatea de necontestat că iertarea este un act al voinței, nu este un moft sentimental. Și apoi, în al cincelea rând, o să vedem că iertarea autentică întotdeauna caută reconcilierea, caută restabilirea relațiilor fisurate, atâta cât depinde de cel în cauză. Aceasta va fi desfășurarea temei noastre din seara aceasta și o să ne folosim de multe versete din Scriptură. Poate că în unele puncte este suficient doar să citim cuvântul Scripturii. Cuvântul este atât de clar și atât de convingător. Chiar simpla citire a cuvântului de multe ori ne dezarmează de acele arme ale firii pământești. Simpla citire a cuvântului de multe ori ne luminează. Simpla citire a cuvântului, dar cu atenție, așa într-un mod concentrat, ne pune față în față cu un Dumnezeu sfânt care ne cere sfințenie. Fiți și voi sfinți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este sfânt, spunea Apostolul Petru. Deci, mai întâi, iertarea este o poruncă, nu o sugestie. Și aici urmăriți aceste trei versete din Scriptură, care ne arată clar că Dumnezeu ne poruncește să iertăm, nu ne roagă, nu ne spune dacă vă place, nu, dacă ai încheiat un legământ cu Dumnezeu, atunci intri sub autoritatea unui Dumnezeu care poruncește. Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 25. Când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Evident, asta nu înseamnă că atunci când stăm jos putem să nu iertăm. Și Domnul Iisus face aluzie la faptul că multe rugăciuni care se făceau în vremea respectivă, farisei, cărturari, oamenii sinagogă, erau de pe poziția aceasta stând în picioare. Dar mulți dintre ei stăteau în picioare, se rugau formal, însă în inima lor era dușmănie, era vrajbă, era ură, erau tot fel de neînțelegeri. Și atunci Domnul le spune, când stați în picioare de vă rugați, deci când stați în poziția aceasta, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Este un imperativ, este o poruncă, să iertați. Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 37. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Din nou, imperativul, tonul este clar, o poruncă. Iertați și vi se va ierta. Și aproape că mereu se respectă această constantă. Adică Domnul Iisus Hristos arată condiționarea. Iertați și vi se va ierta. Dacă nu iertați, nu vi se va ierta. Și se repetă lucrul ăsta nu întâmplător. Cumva să se imprime bine, bine în gândirea noastră, pentru că stare mulți care trăiesc în neiertare și se roagă, Doamne, și poate și slujesc și poate consideră că au o relație bună cu Dumnezeu, dar neiertând pe orizontală, pe frați, sau cine știe, poate chiar pe membrii din familie, în realitate ei n-au nicio relație cu Dumnezeu. Păcatele voastre, zice profetul Isaia, capitolul 59, pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Efeseni 4:32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și, iarăși, poruncă. Nu-i opțiune, nu-i roagă frumos, fraților, ar fi bine dacă ați vrea, dacă se poate. Nu, ci Apostolul Pavel le transmite această poruncă din partea lui Dumnezeu și iertați-vă unul pe altul și iarăși reperul, care l-am văzut și în Coloseni, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Iată de câteva ori și am putea cita și alte versete, dar acestea sunt suficiente prin care înțelegem că iertarea este o poruncă. Nu-i din tablele legii, e o poruncă a Noului Testament, evident, care era conținută și în Vechiul Testament. Numai că atunci era o diferență în raport cu vrăjmașii, cu dușmanii, știți că Dumnezeu lucra puțin diferit. În Vechiul Testament,
Dumnezeu își executa pedepsele și sentințele asupra vrăjmașilor lui Israel, tocmai prin poporul Israel care mergea la acele războaie sfinte și în numele Domnului vrăjmași erau nimiciți. Noi acum, în perioada Harului, nu mai trăim sub această lege, ci în raport cu vrăjmașii noștri, Mântuitorul ne-a spus, iubiți pe vrăjmașii voștri și în raport cu orice dușman sau aparent dușman sau cineva care ne-a făcut rău, noi trebuie să cultivăm această iertare. Deci iertarea este o poruncă, nu o sugestie. Dați-mi voie să vă spun sau să vă amintesc cuvântul pe care îl zice la un moment dat apostolul Iacov, că dacă cineva ar cultiva multe virtuți, ar asculta de 9 porunci și ar călca numai una singură, Iacov zice, se face vinovat de toate. Așa este și în perioada aceasta a Harului. Dacă cineva face multe fapte bune, cineva are acțiuni de caritate, cineva e nelipsit de la casa lui Dumnezeu, lucruri foarte bune, cineva este foarte activ în lucrarea lui Dumnezeu, dar are o singură problemă, nu poate ierta pe o persoană. Această singură problemă, vă rog să rețineți, îi afectează toată viața spirituală, îi anulează toate celelalte lucruri bune pe care le face. Adică Dumnezeu nu se lasă impresionat de 100 de lucruri bune pe care le facem, dacă într-unul noi rămânem cu acel cui al diavolului în inima noastră. El vrea toată inima noastră, 100% să-i o dăm. În al doilea rând, iertarea nu are limite. Cunoașteți acest cuvânt când ucenicul Petru a avut un dialog cu Domnul Iisus Hristos. Petru s-a apropiat de Domnul Iisus și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Și Petru se gândește el așa matematic la o limită, până la 7 ori, la care Domnul Iisus îi răspunde, eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Adică Domnul nu-l pune pe Petru să facă aici matematică, ci e clar, îi sugerează că iertarea trebuie să fie nelimitată. Ori de câte ori cineva ți-a greșit, trebuie să ierți. Știu că lucrul acesta pentru mulți dintre noi ridică niște întrebări psihologice. Și anume ne gândim, oare o iertare oferită mereu nu încurajează persoana cealaltă ca mereu să greșească? E logică întrebarea. Oare o iertare oferită prea ușor nu creează circumstanțe în care persoana vinovată să abuzeze de lucrul acesta și să zică, las că mă iartă și data viitoare, cum m-a iertat acum, mă va ierta și data viitoare? Sunt întrebări raționale, normale. E bine, dragii mei, când acorzi iertare cuiva, nu înseamnă că o acorzi ușor. Cântărești problema. Îți asumi responsabilitatea și încă ceva, îți asumi riscul ca cealaltă persoană să mai greșească. Îți asumi doza aceasta de risc ca cealaltă persoană, da, e adevărat, poate să profite de bunătatea ta și de iertarea ta. Este un risc în iertare, este un risc în bunătate. Când ești un om bun, s-ar putea ca unii oameni să încerce să profite de tine, să interpreteze bunătatea ta așa ca un fel de slăbiciune. Da, există un risc. Domnul Iisus a fost bun, a fost iertător și a văzut cum mulți speculau lucrul ăsta. Mulți încercau doar să profite, mergeau după el doar ca să mănânce pâine și pește și ca să fie vindecați și demonizați, să fie eliberați. Dar n-are importanță. Noi nu trebuie să ne raportăm la atitudinea omului cu care avem de-a face, ci trebuie să ne punem întrebarea, ce îi place lui Dumnezeu să fac eu? Să-l țin așa în inima mea sau să-l iert? Sau cum este titlul unei cărți, ce ar face Iisus în locul meu? Așa trebuie să-mi pun problema. Și atunci nu mă interesează ce gândește celălalt. Nu mă interesează dacă celălalt crede că îi acord o iertare ușoară. Sigur, iertarea aceasta pe care o acordăm implică dialog cu persoana aceea, dacă e posibil dialogul. Nu întotdeauna este posibil, dar când ai ocazia, poți dialoga și poți să-i dai direcție. Adică aici putem vorbi despre o iertare corectivă. Hai să dau un exemplu așa din familie, să zicem că un copil ți-a greșit. Și sigur că îl ierți, este copilul tău. Dar această iertare în relația părinte-copil nu exclude disciplinarea copilului.
Aceasta se numește o iertare corectivă, pentru că ai autoritate asupra copilului, îl ierți, dar în același timp îi aplici o corecție, pentru ca să nu mai repete data viitoare. Alteori, la nivel de biserică se întâmplă și are loc această iertare corectivă. Cineva a greșit, clar a greșit. Biserica are dreptul acesta să pună sub disciplină o persoană care a avut o derogare de la principiile Scripturii și ale Bisericii și în felul acesta să aducă prejudicii imaginii Bisericii. Nu că nu iartă, da, Biserica iartă, dar este o iertare corectivă. O vedeți și în prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, iertarea corectivă. Ei, dar sunt oameni care nu sunt sub autoritatea noastră. Și în dreptul acelor oameni n-ai cum să aplici o iertare corectivă, că nu te bagă în seamă. Nu interesează corecția ta, mustrarea ta. Nu interesează, de fapt, sfatul tău. Și atunci iertarea în cazul lor nu mai are dimensiunea aceasta corectivă și trebuie să ierți fără limite. Știu că nu-i simplu lucrul acesta, dar este respirația sufletului nostru. În felul acesta noi suntem creați să funcționăm. Așa cum vă spuneam, și Domnul Iisus ne iartă în mod constant. Că dacă ne-ar fi iertat doar trecutul nostru, ce am face cu greșelile prezente? Că mai greșim. Mai greșim în vorbire. Mai greșim în atitudinea noastră, unii față de alții. Avem multe greșeli care mai apar în viața noastră. Și ați văzut cum iară venim în rugăciune, iară spunem, Doamne, iartă-mă, azi n-am vegheat, n-am fost atent. Îi promitem lui Dumnezeu că ne schimbăm, e dorința noastră, este obiectivul, ținta aceasta de a nu mai cădea în greșeli, dar Domnul ne iartă cum? Fără limită, fără limită ne iartă. Evident, în condițiile în care un om nu se pocăiește de greșeala lui, nu că n-ar vrea Domnul să ierte, dar iertarea nu-i posibilă dacă omul ăla nu se pocăiește. De aia Scriptura spune, așa cum v-a iertat Hristos pe voi, așa iertați-vă și voi. Ne iartă Hristos la timpul prezent? Da, ne iartă. Înseamnă că și noi trebuie să ne iertăm unul pe celălalt. Lucrul acesta trebuie aplicat și în viața de familie. Pentru că, dragii mei, de multe ori este câte un soț care zice, nu mai iert, greșește mereu soția mea, greșește mereu, repet aceeași greșeală, nu mai iert. Și se împietrește așa, în inima lui se încăpățânează. Și în felul acesta relația merge din rău în mai rău. Pentru că din momentul din care cineva ia decizia aceasta să nu mai ierte, de fapt el îndepărtează mâna lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Este și câte o soție care la fel zice, nu-l mai iert, mereu greșește în același fel. I-am spus că nu-mi place atitudinea lui, nu-mi place gestul sau felul în care se comportă și totuși repet aceeași greșeală, nu-l mai iert. În momentul când iei o așa decizie, faci un pact cu satana. Intri într-o problemă foarte mare. Mi-aduc aminte când un frate păstor povestea un caz concret pe care l-a avut în biserică atunci când cineva, un membru din biserică, a decedat, a trecut la cele veșnice. La slujba de mormântare era și soția celui decedat, soția fratelui, și ea nu se mai oprea din plâns. Plângea în continuu. Păstorul a încercat să o consoleze, s-a apropiat de ea și a spus, soră, înțelegem durerea despărțirii, e normal să fie lacrimi în situații de felul acesta, suntem alături de tine, vrem să te încurajăm. Fratele a fost un frate credincios, s-a dus la Domnul Iisus, deci stai liniștită. Și încerca prin multe cuvinte să tempereze lacrimile acelea multe ale sorei, numai că ea continua să plângă. Și a spus, frate, dumneavoastră nu știți ce s-a întâmplat. Zice, eu m-am certat cu soțul meu, povestea ea. Și cumva el m-a jignit. Dar seara a venit la mine și a spus, dragă, îmi pare rău, te-am jignit, te-am supărat, iartă-mă, hai să trecem peste episodul acesta neplăcut, să mergem mai departe. Nu i-am zis niciun cuvânt, zicea ea. Am ținut în mine și m-am gândit, îl mai las așa, îl mai țin așa o vreme să se învețe minte, să nu se mai poarte așa. A venit dimineața, el trebuia să plece la locul de muncă. Din nou el a venit și a spus, dragă, îmi pare rău, ieri a fost o zi proastă a mea, nu m-am purtat frumos, dar te rog, iartă-mă, intrăm într-o nouă zi, hai să fie altfel, hai să reparăm, să mergem mai departe. Dar eu, zicea sora, am zis să-l mai țin așa,
Lasă-l să se învețe minte. Să se învețe minte. Nu-i spun niciun cuvânt. Am să mă închid așa în muțenia mea, nu-i spun nimic. Să nu mai repete niciodată. Numai că pe parcursul acelei zile, el a avut un infarct și a murit. Și acum sora asta, vă dați seama, era acolo, lângă el, și nu mai putea să-i spun un cuvânt de iertare. Era prea târziu. Era prea târziu. Erau lacrimi. Acum, ce se întâmplă, Dumnezeu știe, oricum, faptul că El și-a cerut iertare cântărește mult, că de multe ori dacă îți ceri iertare, reflectă atitudinea ta, chiar dacă celălalt se încăpățânează și nu vrea să-ți acorde iertare. Dar ideea este, dragii mei, ca în relațiile acestea de familie să nu țineți. Apostolul Pavel spune chiar aici în Epistola către Coloseni și eu cred că lucrurile se leagă. Deci după ce zice, iertați-vă unul pe altul, tot în capitolul 3, versetul 19, zice, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Nu că nu-ți vine necaz, îți vine de multe ori. Dar ce nu ține necazul, poate că ține caz, poate că ți-e ciudă. Dar nu ține, a venit necazul, nu-l ține ca un vulcan din ăla care clocotește înăuntru, clocotește și dintr-o dată izbucnește, erupe și aruncă afară cenușă vulcanică și bucăți de stâncă și alte lucruri. Nu ține, caută imediat să se rezolve această situație. Iată deci modul în care am vrut să subliniez că iertarea nu are limite. Ori de câte ori ți-ar greși, iartă și mergi mai departe. Lucrul acesta fluidizează legătura frățească între noi și legătura în familie. În al treilea rând, iertarea ne dezleagă. Deci dacă neiertarea ne ține legați, inhibați, iertarea este cea care ne dezleagă sufletește. Cunoașteți cuvântul profetului Isaia, care spunea, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, rupe orice fel de jug, rupe orice fel de jug, da? Rupe funile, rupe legăturile, refuză să rămâi legat în resentimente, în neiertare, în dispreț, într-un duh de ceartă. Observați că Dumnezeu, prin profetul Isaia, aici se adresează cui? Se adresează omului. Deci tu ești cel care trebuie să iei inițiativa aceasta de a dezlega lanțurile răutății. Noi nu putem să avem un progres spiritual, o înaintare spirituală, câtă vreme asemenea lanțuri ne țin viața pe loc. S-a întâmplat odată că doi pescari au plecat dis de dimineață la pescuit, s-au urcat în barca lor și au început să vâslească. Dar au remarcat că nu aveau înaintare. S-au uitat mai cu atenție și au observat că uitaseră să dezlege funia care ținea legată barca de mal. Oricât ar fi vâslit, ei nu înaintau. Știți de ce mulți nu au înaintare în viața spirituală? N-au progres? Poate după ani de pocăință sunt tot piperniciți, sunt tot slabi, sunt tot mofturoși, cu aceleași probleme, cu același duh de ceartă, pentru că ei n-au dezlegat funia. Ei încă sunt la malul firii pământești. Ei încă n-au rupt asemenea legături. Da, există eticheta confesională de creștin, de penticostal, baptist sau altceva. Dar dacă funia este acolo, ei nu înaintează. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, înaintarea ta, Timotei, să fie văzută de toți oamenii. Adică să fie percepută, că este imposibil ca cineva să aibă o înaintare spirituală și această înaintare să nu fie remarcată și de ceilalți. Deci dezleagă este o chemare pe care ne-o face Dumnezeu pentru ca să putem înainta. Apoi, dragii mei, această dezlegare, sigur că atrage binecuvântarea lui Dumnezeu. Am notat aici pilda pe care o rostește Domnul Iisus în Matei capitolul 18 cu acel rob care avea o mare datorie. Avea o datorie imensă și stăpânul i-a iertat-o. Când a văzut că robul nu are cu ce plăti, stăpânul i-a iertat-o și a spus, bine, te iert. După care robul acesta se duce la un tovarăș de-al lui care îi datora o sumă infimă, foarte mică. Și a început să insiste, să facă presiuni asupra acestui tovarăș. Dă-mi ce-mi datorezi. Și omul a zis, mai îngădu-mi, n-am acum. Nu mă interesează, faci cum știi. Vreau acum și aici totul. Dar te rog, mai așteaptă-mă, nu am momentan. Și atunci ăsta a început să-l strângă de gât.
și îl strângea de gât, încercând să-l forțeze ca să-i plătească. Stăpânul aude, sigur că aici este clar, stăpânul îl reprezintă pe Dumnezeu, care ne-a iertat nouă o datorie atât de mare, ne-a iertat așa de multe păcate. Și noi suntem în ipostaza acelui rob care strângea de gât pe tovarășul lui și strângem de gât pe alții, făcând presiune asupra lor, nu cu datorii financiare, nu despre asta vorbim în seara aceasta, ci pentru că noi putem ierta că te-a jignit, că nu s-a uitat frumos la tine, că nu ți-a dat pacea Domnului, că cine știe în ce fel a greșit și sunt multe greșeli pe care alții le fac față de tine și sunt multe pe care le faci și tu față de alții. De multe nu ne dăm seama. Dar cert este că în limitarea noastră de oameni greșim în multe feluri. Și de aceea Mântuitorul finalizează această pildă spunând: tot așa vă va face și Tatăl meu cel Ceresc dacă fiecare din voi nu iartă, și uitați-vă, aici vreau să subliniez dezlegarea, nu iartă din toată inima pe fratele său, din toată inima, chiar la rădăcina verbului grec a ierta, este cuvântul a dezlega. Nu-i întâmplător. Este un termen care apare în Scriptură. A ierta egal a dezlega. Dar a dezlega pe cine? Păi în primul rând te dezlegi pe tine. Asta este cel mai important. Te dezlegi. Ești liber. Acorzi iertare. Acum trebuie să vedem mai departe că iertarea e un act al voinței. Ajungem, dragii mei, la un punct crucial al temei noastre din seara aceasta. Pentru că până aici am înțeles și mă gândesc că am fost toți de acord cu faptul că iertarea este o poruncă, e clar, Domnul ne poruncește. Am înțeles că iertarea nu are limite, trebuie să ierți mereu până la capăt, până te duci în veșnicie, fie membri din familie, fie frații din biserică, surorile. Am înțeles că iertarea ne dezleagă, ne face liberi, nu stăm cu lanțuri pe inima noastră, pe mintea noastră, pe cugetul nostru, progresăm, înaintăm. Dar acum ajungem la punctul crucial, pentru că mulți își pun întrebarea: cum pot să trăiesc în această iertare? Da, am înțeles că este poruncă, am înțeles că aduce libertate, dar cum pot să iert efectiv? Pentru că, spunea cineva, teoria o știu, am ascultat atâtea predici despre iertare, dar practic nu pot, sentimentele mele clocotesc, nu pot ierta, ce să fac? Ei bine, dragii mei, trebuie să înțelegem că iertarea nu e o acțiune sentimentală, ci este un act al voinței, este o alegere. Sentimentele nu sunt cel mai bun ghid în luarea deciziilor de viață și de moarte. Iertarea aceasta nu ține de sentimente, în primul rând, ci în primul rând de decizia noastră voluntară. Și vreau aici să vă citesc un pasaj din Evanghelia după Matei, chiar din predica de pe munte, atunci când Domnul Iisus aduce în discuție o atitudine greșită a cuiva. Uitați-vă aici în Matei capitolul 5, de la versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Adică Domnul Iisus arată că sunt oameni care pot să greșească așa, să jignească, dând drumul la gură, spunând niște cuvinte urâte. Și continuă: așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo, îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Ce urmează acum e decizie, nu sentiment. Este voință, este alegere. Lasă-ți darul acolo înainte altarului și du-te. Nu spune dacă simți, dacă vine o căldură a dragostei peste tine să te duci. Nu. Este ceva rațional. Du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Știți care e problema noastră? Noi ne bazăm de multe ori pe simțăminte. Spune, frate, dar nu simt. Și Biblia ne spune, nu te baza pe simțăminte, sunt fluctuante simțămintele. Așa cum este și ceasul la indicator. De la rece, la cald, așa sunt fluctuante simțămintele. Nu te baza pe simțăminte, ci tu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Acționează, adică înseamnă
este o decizie. Du-te, dar nu-mi place să mă duc, nu, nici nu vreau să-l mai văd în față. Da, da, Biblia zice să mă duc, nu contează că îmi place sau nu. Da, da, sentimentele mele sunt răvășite, n-are importanță, du-te, deci este o acțiune. Aceasta e iertare adevărată, dragii mei. Mulți știți de ce nu ajung la eliberare? Pentru că așteaptă să vină sentimentul. Și poți să aștepți mult și bine, s-ar putea sentimentul să nu zină. Păi ce sentiment de dragoste să ai față de cineva care tocmai ți-a spus câteva lucruri urâte? Sentimental, nu poți să ai în momentul respectiv așa poate ceva deosebit. Sau față de un vrăjmaș, poftim, vine și îți sparge geamul la mașină, da? Și tu să nu mai poți de dragoste față de omul acela, nu? Să-i spui, Domnul să te binecuvinteze și... Sună frumos, dar în practică, sentimentele nu-ți vin așa de ușor. Ce sentimente frumoase să ai față de cineva care, să zicem, tu ai slujit, da? Ai cântat o cântare sau ai făcut o altă slujbă și vine imediat și îți spune, ce ai făcut tu e egal cu zero, n-are nicio valoare. Nu prea îți vine să spui... Ce mă bucur de afirmația pe care tocmai ai făcut-o. Sentimentele noastre sunt omenești și trebuie să fim sinceri. Din punct de vedere sentimental, câteodată nu poți iubi pe cineva în Hristos. De aceea iertarea e un act al voinței. Du-te, vorbește-i frumos, chiar dacă nu-ți place. Roagă-te pentru omul ăla, chiar dacă nu simți dorința de a te ruga. Nu? Cineva spunea, un om foarte sincer, scria în jurnalul lui. Aveam persoane, scria jurnalul lui, care mi-au greșit și pe care nu le puteam ierta. Și în mintea mea se derulau tot felul de gânduri. Mă și gândeam cum persoana care m-a jignit să aibă un accident de mașină, dacă nu măcar o boală incurabilă, dacă nu măcar un trăznet să vină asupra acelei persoane. Omul foarte sincer scria în jurnalul lui ce îi trecea prin cap, vis-a-vis de persoana care i-a făcut rău. Dar finaliza el spunând, am depășit toate aceste gânduri prin faptul că am făcut o alegere. Am ales să mă duc la el. În ciuda sentimentelor mele negative să-i vorbesc frumos, să mă rog pentru persoana aia și încet, încet, sentimentele alea rele, negative, s-au subordonat voinței de a ierta. Deci ăsta e procesul, sentimentele se subordonează, dar nu deodată, în timp, voinței de a ierta. Deci întâi vine voința, ăsta e primul pas și apoi vin sentimentele. Niciodată invers, să știți. Niciodată nu apar întâi sentimentele și apoi să acorzi iertare. Întâi este voința, nu că e poruncă, iertați-vă. Întâi este ascultarea de Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă nu place firii pământești. Firii ce ar place? Răzbunarea. Firii ce ar place? Să-i dai replici, nu? Firii ce ar place? Să spui și tu măcar câteva din câte ți-a zis persoana respectivă. Deci iertarea este un act de voință. Mulți au spus lucrul ăsta, bine, dar chiar după ce am decis, m-am hotărât să-l iert, totuși rănile n-au trecut. E și normal, dragii mei, pentru că vindecarea rănilor e un proces. Când vorbim de răni sufletești, vindecarea lor câteodată este un proces. Dar actul de a ierta e o fracțiune de secundă. Asta nu înțeleg mulți. Spun, dar dacă eu mai mă simt rănit, mă simt jignit, nu înseamnă că nu l-am iertat? Nu. Actul de a ierta... E un act deliberat, când pur și simplu ai rostit, îl iert în numele Domnului Iisus. Și după ce am rostit asta, dar stai puțin, că totuși în inimă eu mai am probleme. Nu contează, rănile se vindecă după ce am luat decizia. Știți cum este aici? Fac o paralelă. Exact așa cum s-a întâmplat cu leproșii, da? Care s-au întâlnit cu Domnul Iisus, cei 10 leproși. Domnul vrea să-i vindece și Domnul spune, duceți-vă și arătați-vă cui? Preoților. Erau vindecați în momentul acela? Nu, nu încă. Au ascultat. Deci n-au fost vindecați în momentul acela. Au ascultat, au zis, noi mergem. Și pe când mergeau, are loc schimbarea, are loc transformarea, are loc vindecarea. Ei, să știți, în procesul acesta se întâmplă la fel. Pe când asculți de porunca Domnului, are loc vindecarea sentimentală. E un proces, la unii ține mai mult procesul, la alții mai puțin. Asta diferă și de structura noastră temperamentală, de modul cum ne-a creat Dumnezeu. Dar din momentul din care ai decis să ierți, asta e important, că tu ești într-o relație bună cu Dumnezeu. Asta contează cel mai mult. Apoi, dragii mei,
Aici trebuie precizat că actul acesta al voinței, deci trebuie să fie exercitat în mod continuu, față de trecut, la timpul prezent, la viitor, dacă se mai întâmplă ca alții să greșească. Nu uităm niciodată că omul de lângă noi e de fapt nemuritor și lângă el îți petrece veșnicia dacă e un creștin, dacă e un copil al lui Dumnezeu. Deci este un suflet, nu un dușman. Pentru că de multe ori noi uităm lucrul ăsta. Te uiți la el cum te-a jignit, cum te-a supărat, cum te-a nedreptățit și vezi omul. Dar nu uita că poate în momentul acela el este o victimă. Este o victimă. Este influențat poate de alții, este influențat de Satan, este o victimă a împrejurărilor, poate că a avut o zi rea, este o persoană nervoasă. De aceea acordă iertare, înțelegând că e o victimă. Domnul Iisus, când îl privește pe ucenicul Petru, îi zice, înapoi a mea, Satano. Dar practic nu pe Petru îl făcea Satana, ci Domnul a văzut Duhul din spatele lui Petru. Domnul a văzut în lumea spirituală, l-a văzut pe Satan care influența în momentul respectiv gândirea și afirmațiile lui Petru. Așa trebuie să vezi tu, că de multe ori te uiți la omul rău, încătrănit, care se repede asupra ta să te lovească prin cuvinte, prin vorbe, sau nu-l vezi că te bârfește, dar întotdeauna uită-te la ce este în spatele scenei, duhurile care l-au influențat și asta îți stârnește compasiune, milă, adică te face să înțelegi că, măi, omul ăla e o victimă în momentul ăsta, eu trebuie să mă rog pentru el, trebuie să am răbdare cu omul acesta, trebuie să fac ce depinde de mine ca să-l scot de sub influența acelor duhuri rele care iată că ajung ca să îi schimbe gândirea. E o asemenea perspectivă, să știți, ne ajută ca să putem ierta. Și în cele din urmă, iertarea caută reconcilierea. Nu ne putem permite niciun domeniu în care să păstrăm neiertare. Conștiința noastră trebuie să fie liberă și să căutăm reconcilierea cu cei din jur. Adică nu fi morbid, nu-ți investi timpul în meditații deșarte. Știți că mulți asta fac, sunt foarte melancolici, își derulează mereu trecutul, stau și tot își măsoară rănile pe care le-au făcut alții, își dea până amintirile negative, contabilizează foarte bine greșelile care le-au făcut alții, se întâmplă la nivelul relațiilor de biserică, câteodată se întâmplă la nivelul relației dintre soț și soție, nu-i așa? Câte o soție care e foarte istorică, are mulți gigabytes, adună foarte, foarte bine și cu o mare exactitate toate greșelile pe care le-a făcut soțul și în loc să trăiască la timpul prezent și să privească cu încredere viitorul, trăiește pe cenușa falimentului trecutului și mereu îi reamintește lui. Și acum 20 de ani ai făcut așa, și acum și atunci, și ți-aduce aminte și atunci, îți spune detalii. Și invers, și sunt și bărbați foarte istorici, ca să echilibrăm balanța. Așa, sunt și bărbați care la fel țin minte toate greșelile pe care le-a făcut soția și mereu le actualizează, iarăși le pune pe masa discuției, când alea au fost odată îngropate de Hristos, iertate de Hristos și a doua oară trebuia să fie îngropate de tine, în calitate de soț. Deci nu mai răscoliți, nu mai pescuiți în marea uitării, nu mai scoateți din trecut, dragii mei. Vreți progres în viața de familie, nu vă mai ancorați în greșelile trecutului. Asta e un principiu de bază pentru familie. Nu te mai întoarce în trecut, cum a greșit el, cum ce a făcut, chiar dacă poate că ar fi o legătură între greșelile trecutului și unele atitudini ale prezentului, dar n-are importanță. Cum zice Pavel, uitând ce este în urma mea, mă arunc înspre ce este înainte. Deci ca soție, nu-i mai aminti greșelile trecutului. Ca soț, nu-i mai aminti greșelile ei din trecut. Mă refer la viața de căsnicie, că de dinainte de legământul căsătoriei nici nu se mai pune problema. Deci este foarte important să căutăm această reconciliere și să învățăm să ne supunem Duhului Sfânt din noi, pentru că Duhul Sfânt este în noi. Și Duhul Sfânt, dragii mei, totdeauna este un Duh iertător. Caută reconcilierea în casă, în familie, caută reconcilierea, fii factor de inițiativă. Sigur, soția s-ar putea să spună, dar el e capul familiei, el trebuie să aibă inițiativa. Nu, inițiativa știți cine o are? Cel mai pocăit. Asta este în viața de familie.
cel mai pocăit are inițiativă. Dacă amândoi sunt pocăiți, se trezesc că vin unul spre altă. Doamne ajută! Dar cel mai pocăit, deci dacă soțul nu e chiar atât de pocăit și tu ești mai matură spiritual, nicio problemă, nu este o umilință, nu e o virtute. E o înălțime sufletească să ai tactul, inițiativa și delicatețea ca să readuci problemele pe un făgaș normal. E, și cu atât mai mult soțul, care are prerogativul de a fi cap în familie, el trebuie să fie factorul de amortizare a șocurilor, factorul care gestionează cu înțelepciune situațiile conflictuale, că pot apărea tot felul de situații conflictuale și atunci este o datorie suplimentară pe care o are soțul de a avea inițiativa reconcilierii. O vezi că e îmbufnată, supărată, tace, s-a închis în sine, nu vorbește? Nu te duci la munca ta și spui, lasă-o, domnule, că e femeie, trebuie să plângă. Are și ea un rezervor emoțional, trebuie să descarce lacrimile, ce să-i faci? Lasă-o așa. Nu, nu e asta atitudinea unui soț spiritual. Vezi de ce plânge, vezi de ce se închide, pentru că foarte ușor de la lipsa asta de comunicare se intră în depresie. Foarte ușor. Soții depresive și soți depresivi. De ce? Pentru că nici unul, nici altul n-au făcut pași să caute reconcilierea. Fiecare s-a îngânfat în sine și a zis să vină ea la mine, a zis el. Și a zis să vină el la mine. Și așteaptă mult și bine așa. Dacă mergi pe precedentul ăsta, adâncești prăpastia. Dragii mei, repet, nu e o umilință să iei inițiativa împăcării. Că Biblia zice ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ia inițiativa. Da, celălalt a greșit, nu eu, nu contează. Dacă tu ai înțeles mai bine Biblia, du-te cu Duhul blândeții, repară situația, fă cât depinde de tine. Domnul să ne ajute, amin? Dragii mei, sunt lucruri în care ne regăsim, fiecare dintre noi. Deci, o iertare adevărată caută reconcilierea. Iar în relație cu oamenii din afară sau cu alții care ne-au greșit, sigur, trebuie să facem această precizare, câteodată cauți reconcilierea, dar nu-i poți forța să-ți fie prieteni. Și Scriptura zice, atâta cât atârnă de voi, atâta cât depinde de voi, Roman capitolul 12, căutați să trăiți în pace cu toți oamenii. Adică tu îți vei face partea ta, dar nu-i poți obliga. S-ar putea să unii să vrea să rămână supărați. S-ar putea ca în ciuda eforturilor mari pe care le-ai făcut înspre reconciliere, unii să se încăpățâneze și să zică n-am nevoie nici de iertarea ta, nici de prietenia ta, nici de tovărășie cu tine. S-ar putea, dar dacă tu ți-ai făcut datoria, atenție, tu ești dezlegat. Îmi aduc aminte că cineva îmi punea odată întrebarea aceasta, frate, m-am dus, mi-am cerut iertare, m-am simțit vinovat, chiar într-adevăr am greșit, mi-a părut rău de greșeala mea, dar n-a vrut să mă ierte, nu a vrut să mă ierte. Și acum a întrebat, înseamnă că eu sunt legat? Nu pot să iau cina, nu pot să mă rog, nu mai am relație cu Dumnezeu? Și am spus clar, nu, tu ești dezlegat. Deci dacă tu ți-ai făcut partea ta cu sinceritate, nu te simți legat. Nu, inutil. Ai făcut tot ce depindea de tine. El e legat, că nu vrea să te ierte. Da, tu poți să iei cina dacă ți-ai făcut partea ta. Tu poți să fii un membru activ mai departe dacă ți-ai făcut partea ta. Legat rămâne ăla care nu se supune cuvântului, ăla care se încăpățânează, care nu vrea să acorde iertare. Ăla rămâne legat. Sau care vine cu pretenții. Îl iert dacă, spunea cineva, vine în genunchi aici, în fața mea, să-l văd în genunchi, să-l văd cum îi curg lacrimile și roaie. Atunci mai stăm de vorbă. Îl iert dacă oameni care pun tot felul de pretenții, de felul acesta exagerate, pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Aș vrea în partea finală să vă aduc aminte doar, fără să intrăm în detalii, despre câteva modele de iertare. Nici nu este cazul să intrăm în detalii, pentru că cunoașteți aceste situații biblice. Modelul desăvârșit l-am văzut la început, Domnul Iisus, care ne-a iertat. Și cum v-a iertat Hristos pe voi, așa iertați-vă și voi unii pe alții. Dar acum unii zic că, dar Domnul Iisus a fost desăvârșit, dar noi suntem oameni, mai greu pentru noi. Nu-i greu. Uitați-vă la Iosif față de frații lui. Cum îi iartă și nu le mai amintește tot răul pe care aceștia l-au făcut, ci doar le spune atât. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Nu voi ați fost
motorul principal. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră aici în Egipt ca acum să vă scap viața și să vă port de grijă. Ce frumos răstoarnă Iosif situația, putea să se răzbune, nu? Putea să le facă rău, liniștit, putea să-i nimicească pe toți frații lui. N-a făcut-o, i-a iertat. David față de Saul, cât de mult l-a urmărit Saul să-l omoare pe David. Și știți, prilejul în care David chiar putea să-l omoare. Iese la gura peșterii, Saul dormea și taie doar colțul din haina lui Saul, după care se retrage. Saul pleacă, David iese din peșteră, îi arată colțul hainei și spune: împărate, domnul meu, astăzi domnul te dăduse în mâinile mele și puteam să-ți fac rău. Dar gândește-te că nu vreau să-ți fac rău, pentru că din punctul meu de vedere ești unsul Domnului. Cum aș putea să mă ating de unsul lui Dumnezeu? Și David îl iartă. Saul rămâne uimit, copleșit de această iertare și spune: fiule David, tu ești mai bun decât mine. Ștefan, martirul pe care îl găsim în Faptele Apostolilor, când era omorât cu pietre, spune Scriptura că se ruga lui Dumnezeu. Ștefan, plin de Duhul Sfânt. Și această remarcă a doctorului Luca, cel care a scris cartea Faptele Apostolilor, nu-i întâmplătoare. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer. Adică parcă Luca ne atrage atenția și spune: ai grijă, fără plinătatea Duhului Sfânt, nu poți ierta. Nu poți ierta. Clar, prin fire, nu poți ierta. Așa că te ambiționezi, nu poți ierta. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, se ruga și spunea: Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe, a adormit. Deci iată exemple care dovedesc că iertarea adevărată nu este un mit, e o realitate, este o practică, este posibilă în viața noastră. Unul din poeții noștri spunea: răzbunarea cea mai cruntă este când dușmanul tău e silit a recunoaște că ești bun și el e rău. Dovediți lucrul ăsta. Deci nu trebuie să te răzbuni cu aceeași monedă, făcând la fel. Fii bun, fii iertător. Și el își va da seama, așa cum împăratul Saul și-a dat seama. Concluzionăm cu acest cuvânt recapitulativ, deci de la lanțul robiei spre libertatea dragostei, ajungi atunci când asculți de porunca iertării. Nu pune limite iertării, refuză de a rămâne legat. Începe iertarea ca un act al voinței, nu ca un sentiment. Și caută întotdeauna reconcilierea. Aceștia sunt pașii pe care trebuie să-i facem ca într-adevăr să trăim în iertare. Iertați-vă unii pe alții. Nu zice Biblia că nu vin pricini. Ba da, vin. Dacă unul are pricină să se plângă de altul, pricină reală, nu inventată, chiar dacă ai pricină să te plângi, alege iertare. Și Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 12, un cuvânt pe care îl cunoașteți: urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Sau, în original, atâta cât atârnă de voi, atâta cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, începând de acasă, din familie, continuând din biserica Domnului Iisus, continuând mai departe la locul de muncă și cu relațiile pe care le avem cu alții și cu alții în lumea aceasta. Ca de fiecare dată, aș vrea să ne facem obiceiul acesta de a ne ruga în final la subiectul pe care îl punem în discuție și în seara aceasta ne vom ruga. Doamne, ne-ai învățat să cultivăm această mare deprindere sfântă, deprinderea de a ierta. Nu-i specifică lumii, în lume este neiertare, ură, dueluri, divorțuri, scandaluri, certuri, asta aparține lumii. E o deprindere specifică adevăraților creștini, a ierta. Și ne vom ruga: Doamne, ajută-ne să ascultăm de porunca Ta. Ajută-ne să nu punem limite iertării. Până aici, dar mai de aici, mai departe, nu. Ajută-ne, Doamne, să nu ne resemnăm în fața amărăciunii, să nu rămânem legați în amărăciune sau în spiritul de neiertare. Doamne, ajută-ne să alegem iertarea ca un act decizional, nu ca un sentiment. Sentimentele vin după aceea. Doamne, ajută-ne să inițiem reconcilierea care duce la iertare. Nu să așteptăm tot alții, alții, alții.
Nu, zice Matei 18, n-am mai pus în discuție, dacă fratele tău are ceva împotriva ta, du-te tu, caută-l, ia inițiativa, păi dai tot eu să mă duc. Du-te tu, că ești mai pocăit de asta, că înțelegi mai bine lucrurile. El poate nu înțelege, te-a jignit, ți-a greșit, a întors spatele și a plecat. Nu se uită la consecințe, ajută-l pe omul ăla să se trezească, să-și revină, dacă e posibil, recuperează-l, e fratele tău, du-te tu. Deci ne vom ruga, Doamne, ajută-ne să fim factori de inițiativă, nu să ne inhibăm în noi, să ne închircim, ne facem ca ariciu, țepi peste tot și nu mai avem așa o relaționare cu ceilalți, ne deschidem, comunicăm, pentru că vrem să fim liberi și nu numai atât, nu numai noi vrem să fim mântuiți, să-i ajutăm și pe cei din jurul nostru. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu toți împreună să venim în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu.